Iată! Acum o sun! Alo? Da? Dar unde ești tu, surioare? Eu unde sunt? Am fost la magazin, am cumpărat tort pentru copii. Da, am cumpărat tort și mă duc acasă acum. Și cum dieta acolo la tine? O ții, da? Ținem dietă, surioară, cum fără dietă? Bun, hai! Unde se duce ea? Acum și-o sun. Iată, acum pot să mănânc și eu în liniște. Nu am niciun obosit. Telefonul ăsta. Cine mă caută astăzi că niciodată? Că-ți mă sună, că-ți mă... Alo? Ce faci, surioară? Păi ce-ți fac? La tine viața e colorată. Păi sigur, la mine viața totdeauna e colorat, fiindcă eu sunt așa o persoană numai zâmbitare. Bine, dar nu te deranjez. Ai grijă tu acolo cu dieta. Păi ținem dieta, ținem, sigur. Dar tu mă urmăriești pe mine. Bun, hai. Iată, ea totuși are de gând să mănânce. Oare ce m-a sunat atâta? Alo? Alo, ce faci, soră? Ai ajuns acasă? Păi ce fac? Sunt parc. Aer curat, păsăriele, soare. Bine, bine, nu te deranjez. Ai grijă tu de dietă acolo. Am grijă de dietă, am. Am spus că țin dietă, gata. Cuvântul meu e da și gata, hai. Alo! De ce faci, sorme? Dacă nu mă urmărească sora asta, nu? Păi cum să mă urmărească 40 km până aici? Și s-a pornit după mine, eu nu mă înțeleg. Ha, te-am prins! Ce faci, mănânci tortulez, da? Aveți manec. Tu nu m-am mai speria așa. Cătălin o bucățică. Eu de mâine... Treciți, dragulele, de mâini la dietă. Și ce, te-am prins să obține și zici tu că te îngrași de la apă, de la aer, de la nu știu ce. Tu mănânci pe ascuns, asta e problema la tine. Da, recunosc, uite, o calitate care îmi place mie, la mine. Eu tare recunosc, dar ce să fac, ajut de bunejor. Țin și hop, vreau ceva dulcișor. Hai mănânc cu mine. Nu, eu am un mod sănătos de viață. Las tu tortișorul, hădem acasă, ha? Cătălin, ce cu tine? Dar cu tortul ce fac? Păi eu am dat bani pe dânsul. Am avut în vedere să-l iai cu tine, dar să nu-l mănânci.